Bună seara, dragii mei! Ne aflăm la lansarea celor mai noi gadgeturi din brandul Sony. Bună, Elena! Spune-mi, ce părere ai despre noile gadgeturi de la Sony? Wow! Așa a zis și soțul meu, care vrea să și le cumpere pe toate. Ce să spun, o părere foarte bună. Pot să vorbesc despre produsul pe care eu l-am folosit, l-am testat, pentru că e clar, știu mai multe lucruri decât despre cele care s-a vorbit în această seară. Pentru noul meu videoclip am avut un produs nou-nouț de la Sony, se numește Sony Xperia Z. Este un telefon foarte deștept, waterproof, i-am spus eu. Atât rimelul meu cât și telefonul erau waterproof, au rezistat la apă. Am avut o secvență foarte drăguță, trebuia să mă sperii și să scap telefonul în cadă. Și pot să spun că după 5 duble, da, telefonul a rezistat incredibil. Știm că ai lansat videoclipul Echo acum 2 zile. Spune-mi cât de mult te regăsești în acest videoclip. Bine, n-am nicio veste. Ce fac, pentru că altfel n-aș fi credibilă în aceste roluri ale mele. Piesa aceasta a prins foarte bine, piesa Echo, semnată de Laurențiu Duță, producătorul meu muzical, a prins foarte bine încă dinaintea filmării videoclipului. În mai puțin de o lună, o singură postare avea 4 milioane de vizualizări, ceea ce ne-a bucurat foarte tare și toată lumea a așteptat cu sufletul la gură acest videoclip și ne bucurăm tare mult că am reușit să-i surprindem plăcut și în același timp să merite această așteptare. Toată lumea mă întreba pe Facebook când o să fie gata, când. S-a filmat foarte mult, am filmat timp de 2 zile. Regizor a fost Dan Petcan. Împreună cu fetele de la Anța au realizat un scenariu foarte frumos. Am te-ai înțeles cu regizorul? Cum a fost? A fost foarte bine, a fost prima mea colaborare cu Dan Petcan, dar pot să spun fără doar și poate că este unul dintre cei mai buni regizori din țară, din România. Un om extrem de sensibil care te înțelege când ai nevoie de mai multe explicații. Mai ales că pentru mine acest videoclip a însemnat să joc un rol în adevăratul sens al cuvântului, adică s-a lucrat cu mine ca pe un setup de film. Pentru că au fost multe amintiri, a trebuit să filmez prezentul, da? Și să reacționez ca și cum aș vedea amintirea lângă mine. Și atunci trebuia explica și trebuia să intru în anumite stări. Eu sper că n-am dezamăgit. Și dacă am reușit să intru în acest rol, să știți că nu este numai meritul meu, este meritul al regizorului și al fetelor de la Anți, care m-au făcut să înțeleg anumite lucruri. A fost pentru prima oară când am filmat pe cromă. Și pentru prima oară când am avut de-a face cu un iubit în videoclip, pot să spun. Pentru că îți dai seama, e foarte greu totuși să fii drăgălașă cu cineva pe care nu-l cunoști. Cum a fost să iei lecții de balet? A fost greu, dar a fost foarte plăcut și i-am spus și coregrafei mele, Marina Minescu, că voi continua să iau lecții de balet pentru că mi se pare că mă relaxează foarte bine, foarte mult și în afara faptului că există acea relaxare, îți tonifică corpul extraordinar de frumos și în același timp ai o anumită grație. Și de ce s-a ales tocmai o balerină pentru videoclip și nu o fată oarecare? Asta poate să-ți răspundă, la această întrebare poate să-ți răspundă fetele de la Anț, răspunde fetele de la Anț și Dan Petcan, pentru că ei s-au ocupat de scenariu. Dar consider că orice fată, la un moment dat, a visat să fie balerină. Și noi am vrut, prin acest videoclip, să îndeplinim toate dorințele unei fete care visează la acea adolescență perfectă, cu un dormitor cu culori în sorbet, rozuri, pale, lalele, cadă cu spumă roz și așa mai departe. Spune-mi ce planuri ai pe viitor, urmează concerte, alte promovări?
Deocamdată mergem în concerte. Luni voi merge la Năvodari, unde voi înregistra un nou single. În Năvodari are studioul Laurențiu Duță, producătorul meu muzical. Și voi înregistra single-ul pentru vară, pentru că deja trebuie să ne gândim din timp ce o să facem la vară. Un mesaj pentru redacția For Fun și pentru fanii tăi care te susțin tot timpul. Redacția For Fun, cât de bine mă regăsesc în titlul acesta For Fun, pentru că eu tot timpul sunt pusă pe șotii și îmi place să mă distrez. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult că m-au urmărit și dacă încă nu mă urmăriți, vă aștept pe contul meu Elena Gheorghe să vorbim mai multe. Vă pup!